Eventual o să începem și cei dornici o să ni se alăture pe parcursul discuțiilor noastre de astăzi despre populația și așezările Europei. Sunt sigură că știți foarte multe despre această temă, pentru că parțial tema este abordată și la istorie. Și atunci o să mă ajutați voi și cu cunoștințele de la istorie, ca să parcurgem și să ne reamintim unele aspecte privind populația și așezările Europei. Da? Deci, putem începe? Sunteți pregătiți? Bun, probabil știți sau măcar ați auzit această cifră aproximativă. Am verificat o cifră cât de cât actuală și populația Europei, a întregului continent, este de aproximativ 740 de milioane de locuitori. După cum observați, asta înseamnă 10% din populația mondială. De ce spunem aproximativ? Tot timpul când ne referim la populație, nu putem să spunem numărul exact în momentul în care discutăm. Pare poate să-mi spună cineva de ce. Chiar nu putem să dăm cu până la cea mai mică cifră populația exactă. Aveți vreo idee? Aveți vreo idee de... De ce nu putem să-i Nu numărăm pe putem să-i toți? numărăm pe... Adică când vin într-un fel cei care numără populația, ar trebui să vină în casă, că asta se întâmplă, vin din casă în casă și numără membrii familiei și așa pe fiecare Fac țară. recensăminte, da? Fac recensăminte. Asta. Exact. Și mă gândeam că atunci când stabilesc ei că, spre exemplu, pe orașul respectiv sunt atâția oameni Da, perfect. și trec la următorul, în orașul de care tocmai au discutat se poate naște încă un membru. Sigur că da, se pot naște sau pot să moară oameni. Bineînțeles, Da. foarte bine. Asta vroiam să și aud. Adică numărul populației este în permanentă schimbare, chiar și când vorbim noi acum. Între timp, unii se nasc, alții mor. Și din această cauză, cifrele le dăm cu aproximație. Bun, foarte bine. Deci, dacă știți, în jur de 740 de milioane este o cifră bunicică de ținut minte. Am zis, e rotund, da? Bun. Mai departe, această hartă reprezintă densitatea populației. Și aici vreau din nou să cer ajutorul vostru și să vă întreb dacă ați auzit acest termen de densitate, ce reprezintă densitatea. Dacă nu, discutăm și Discutăm și clarificăm. am auzit acest termen și știu că era un raport dintre populație și, nu știu, suprafața locuită sau invers. Sigur că da, sigur că da. Deci, este un raport dintre populație și suprafață. Adică împărțim populația la suprafață și ne dă numărul de locuitori pe kilometru pătrat. Deci, densitatea este un indicator care ne arată câți locuitori există într-o anumită regiune pe un kilometru pătrat. Ne-am înțeles? Bineînțeles că și acest lucru este variabil, nu? Dacă vorbim de densitatea României, undeva la 80 de locuitori pe kilometru pătrat, este variabil, pentru că la munte vor fi oameni mai mulți, în alte zone, nu? În orașele mari, deci la munte sunt mai puțini, în orașele mari sunt mai mulți oameni și atunci densitatea este mai mare. Dar totuși, ca să ne facem o idee, folosim acești indicatori. Cu cât ne referim la suprafețe mai mici, cu atât indicatorul este mai relevant. Și ce observăm noi pe această hartă? Zonele care sunt cu roșu sunt zone cu densități ridicate, adică populația este numeroasă în aceste părți ale Europei, iar pe măsură ce se deschide culoarea, Ce se deschide culoarea, observăm că densitatea scade. observăm că densitatea scade.
ați putea voi să îmi identificați care sunt zonele cu densitate ridicată din Europa? Să-mi spuneți măcar areale, să zicem, dacă privim Marea Britanie. Observăm că partea central-sudică a Marii Britanii este foarte bine locuită și densitățile sunt ridicate. Mai puteți să-mi spuneți și alte areale, alte zone cu densități ridicate? Păi Germania și puțin exact, Italia, exact. Chiar și puțin Bun. Italia. Sigur că da, mai ales în partea de ales în partea de. Da. Și mai aici și Spania, aici. Puțin în centru. Da. Și mai adăugăm zona Rusiei cu Moscova, da? Cu zona Moscovei, zona capitalei. Și zonele cu densități mai scăzute, unde le localizăm? În ce parte a Europei? Ia uitați. În partea nordică. În partea nordică, sigur că da. Deci, ca și o concluzie generală, putem spune că partea Europei centrale și de sud și de vest, da, este o parte, o zonă foarte bine locuită cu densități mai ridicate. În schimb, partea de nord a Europei este o zonă cu densități mai reduse. Și ce vreau tot voi să-mi spuneți, să vă gândiți și să-mi precizați o cauză, măcar una, care influențează densitatea redusă a Europei în partea de nord. Clima poate fi? Perfect, chiar este. Sigur că da. Clima rece din partea de nord a Europei nu favorizează densitățile ridicate pentru că normal ne place unde este mai cald. La aceasta mai putem adăuga și relieful, se mai poate adăuga și vegetația, zonele forestiere și așa mai departe. Prezența sau absența apei, mai există și alte cauze. Dar în principal, clima este un factor decisiv în aceste valori ale densității reprezentate pe hartă. Bine, mergem mai departe să discutăm și alte aspecte ale populației și vom discuta puțin despre sporul natural. Dacă aveți idee să-mi spuneți ce este sporul natural? Ați mai auzit termenul de spor natural? Cât de mulți oameni se nasc? Cu precizarea că ceea ce ne-ai spus tu reprezintă natalitatea. Natalitatea, da? Da. Și dacă avem natalitate, avem și mortalitate. Și atunci, dacă facem diferența dintre natalitate și mortalitate, ne dă sporul natural. S-a înțeles? Deci sporul natural reprezintă diferența dintre natalitate și mortalitate. Adică îi scădem pe cei care mor, îi scădem din cei care se nasc. Și haideți să vedem puțin, să analizăm legenda hărții și să vedem care sunt zonele cu spor natural mai ridicat și zonele cu spor natural mai scăzut. Observați, zonele spre cu roz, da, au un spor natural mai scăzut, iar zonele cu verde au un spor mai natural ridicat. Unde se încadrează România în această categorie? Ridicat sau scăzut? Adică puțin mai ridicat, că nu-i foarte mare. Scăzut. Scăzut, sigur că da. Și dacă ne uităm cu atenție, aici avem undeva valori minus 0,5%, da? Pentru că sporul natural se raportează la 100 sau 1000 de locuitori. Și asta ce ne spune? Că în țara noastră și în celelalte zone reprezentate cu roz, mor mai mulți oameni decât se nasc pe parcursul unui an. În regulă până aici. Adică bilanțul este negativ. Să zicem că în anul 2020 s-au născut mai puțin copii decât
au murit și atunci sporul natural devine negativ. Puteți să-mi identificați măcar o zonă cu un spor natural pozitiv, respectiv 1%? Islanda. Turcia, perfect. Irlanda și așa mai departe. Mulțumesc pentru ajutor. Foarte bine. Deci reținem că sporul natural este diferența dintre natalitate și mortalitate. De obicei, observați în parte, așa să generalizăm, estul Europei, parțial centrul, are un spor natural negativ, pe când puține zone au un spor natural pozitiv. Și vedem Irlanda, Turcia, Albania și așa mai departe. Aici avem un grafic care ne arată exact ceea ce am discutat noi pe parcursul anilor între 1989 până în 2006. Ideea este de a ști să interpretați astfel de grafice. De obicei, ele nu vi se cer să le știți pe din afară. Doar voi să știți să interpretați. Asta ce înseamnă? Vedem aceste coloane cu roșu care ne reprezintă ce? Născuții, da? Copiii care s-au născut. Iar cu verde este reprezentat sporul natural. Dacă privim în ansamblu toate coloanele roșii, ce observăm? Din anul 1989 până în 2006 a crescut numărul celor care s-au născut sau a scăzut? A scăzut. Exact. Exact ceea ce discutam și noi la slide-ul anterior. Observați această scădere a natalității treptat până în anul 2006, până când este reprezentat. Pe această coloană, unde avem aceste cifre, este reprezentat sporul natural, adică diferența dintre natalitate și mortalitate. Vă rog să-mi precizați anul în care sporul natural devine negativ. Asta înseamnă că trebuie să fie cu minus în față. 1992. Perfect. Deci, din 1992, sporul natural în Europa devine negativ. Din acel an mor mai mulți oameni decât se nasc. Și vedeți, avem undeva minus 1,8, minus 1,9 prin anii 97 și în 2002 deja avem minus 2,7. Asta ce înseamnă că aproape cu 3 oameni mor mai mult decât se nasc raportat la 100 de locuitori. Cam așa se interpretează în mare un grafic de acest gen. Da? Deci, repet, acestea nu trebuie să le memorați. Bun. În ceea ce privește popoarele și limbile Europei, probabil știți din clasa 5-a că există 3 mari grupe de popoare, da? Pe teritoriul Europei, respectiv romanice, slave și germanice, la care adăugăm și alte categorii, cum ar fi greci, albanezi, finlandezi, maghiari și așa mai departe. La religii aș vrea să discutăm această repartiție a principalelor religii din Europa. Nu avem o legendă, intenționat nu am pus o legendă, aș vrea să vă gândiți voi și dacă puteți să-mi identificați, de exemplu, cu Vișiniu. Oare ce religie credeți că este răspândită, atenție, predominant? Asta nu înseamnă că în acele părți nu mai există și alte religii. Dar predominant, care credeți că este această religie care există în estul Europei? Ortodoxă. Perfect. Deci, în partea de est a Europei și predominant în peninsula balcanică, predomină ortodoxismul. Bun. Dar cu albastru, ce credeți că religie va fi?
Sau este, de fapt. Sau... Religie catolică. Catolică, perfect. Deci catolicismul răspândi predominant prin o parte din Europa Centrală și de vest și, bineînțeles, sudică cu Italia, nu? Unde este și centrul catolicismului. Și ne-a mai rămas culoarea mov. Mov în Europa, ce credeți? Peninsula Scandinavă, Marea Britanie, o parte din Germania. Aici vorbim de protestantism sau religia protestantă. Și observați că mai avem și areale cu verde, care este predominant undeva prin Turcia. Oare știți despre ce religie este vorba? Religia musulmană. Religia musulmană sau islamul sau religia islamică. Perfect! Aici v-ați descurcat excelent. Foarte bine. Deci reținem aceste trei religii predominante la care mai adăugăm și islamul. Avem, bineînțeles, și o structură pe grupe de vârstă. Da? De obicei, populația noi o împărțim în populație vârstnică la peste 60 de ani, populația tânără de la cei mai mici sub un an până la 14 ani și populația adultă cu procente diferite în diverse state. Nu mai analizăm aceste procente. De ce? Aș vrea să mergem și să analizăm puțin orașele Europei, adică partea de așezări. Înainte de a începe incursiunea la orașele Europei, aș vrea să vă reamintesc puțin că așezările, în general, se împart în două categorii. Orașele sunt așezări de care? Sunt așezări urbane. Da? Și cealaltă categorie de așezări, cum se numesc? Rurale. Perfect. Deci avem două categorii de așezări, urbane și rurale. Populația urbană, copilaj, reprezintă în Europa 75% pe suprafața întregii Europe. Bineînțeles că aici este discutabil, nu? O să întâlnim state cu un procent mai mare sau state cu un procent mai mic. Noi îl analizăm la nivelul Europei. Ei, acum, înainte de a începe și să discutăm efectiv și să identificăm orașele, că de fapt asta este important, să identificăm orașele, principalele orașe din Europa, va trebui să facem un pic de incursiune în istorie și să vedem cum au apărut aceste orașe. Da? Și aici o să vedem că există mai multe generații de orașe care au apărut în perioade diferite. De exemplu, identificăm în perioada veche, în antichitate, ca Roma fiind un oraș foarte important. În perioada Evului Mediu scade puțin importanța Romei și se afirmă Constantinopolul. Da? Constantinopolul, care este, știe cineva. Cum se numește în prezent Constantinopolul? Istanbul. Da? Istanbulul de astăzi. Și Londra în epoca modernă, pentru că de acolo apare Revoluția Industrială. Bun, după cum vă spuneam, identificăm trei generații de orașe. Generația orașelor antice, da, cele mai vechi, generația orașelor medievale și generația orașelor moderne. O mică incursiune în fiecare perioadă să vedem dacă recunoașteți aceste orașe care au apărut în această perioadă. Și vorbim acum de generația orașelor antice. În general, în Europa, acestea au fost, s-au dezvoltat în jurul Mării Mediterane, da? Pe teritoriul Greciei, Italiei, Franței, și nu putem să lăsăm la o parte și orașele antice care s-au dezvoltat pe țărmul Mării Negre,
inclusiv la noi în țară. Și aici iar apelez la ajutorul vostru să mă numiți, dacă vă amintiți, cum se numeau acele orașe grecești de pe litoralul Mării Negre. Păi Tomis, Kalathis și Histria. Histria, super! Perfect! Poți să-mi spui Tomisul. Ce oraș? Cum se numește în prezent? Constanța, iar Kalathisul cred că a devenit Mangalia. Mangalia, sigur că da. Iar Histria, din păcate, se păstrează doar ruinele, nu a mai avut o continuitate până în prezent. Foarte bine. Îți place istoria? Da. Da, am văzut că ești foarte bine pusă la punct cu aceste aspecte. Bravo! Bun. Bineînțeles că nu ne putem opri acum doar la litoralul Mării Negre, da? Și observați că sunt trecute aici, dar eu v-am solicitat mai repede ca să mi le punctați, tot orașe antice, da? Avem și foarte multe în zona Greciei și le recunoașteți: Atena, Corint, da, Bizanțion sau Marsala. În principal, Atena, Corintu sunt mai cunoscute ca orașe din perioada antică. Urmează perioada Imperiului Roman. Acum vă dați seama, n-o să stăm noi să discutăm de toate orașele din Imperiul Roman. Dar am apelat la această hartă ca să aveți o imagine de ansamblu a Europei și să vedeți limesurile. Limesul, de fapt, era ce? Granița. Granița Imperiului Roman. Și ia uitați, pe unde... Pe unde era situată granița Imperiului Roman, vorbim aici de zona asta din Marea Britanie, apoi mergem prin Germania, da? Ajungem chiar și în zona țării noastre, observați, așa, și litoralul nordic al Africii. Toată această zonă, tot acest bazin al Mării Mediterane și partea al Mării Negre era sub influența Imperiului Roman. Observați toate aceste puncte roșii care erau, nu erau altceva decât orașe romane. Da? Deci, în perioada Imperiului Roman, urbanizarea, care nu este altceva decât fenomenul de apariție și dezvoltare a orașelor, a avut un avânt foarte puternic. Am ales să precizăm câteva orașe din perioada Imperiului Roman. Bineînțeles, cap de listă este Roma, care era și capitala. Apoi Londra, nu uitați de aceste, dacă puteți să rețineți un pic aceste nume latinești, da? Londra, care se numea Londinium, Paris se numea Lutetia, Viena, da? Se numea Vindobona, Köln, Colonia și așa mai departe. Dar dacă mergem în Dacia, adică pe teritoriul țării noastre, da, avem aceste orașe: Drobeta, Apulum, Potaissa, Napoca, Turis, Egesus. Haideți să încercăm să le identificăm ce nume au în prezent. Drobeta, care este orașul din prezent? Drobeta, Turnu Severin. Turnu Severin. Perfect. Apulum. Știe cineva? Alba Iulia. Potaissa este Turda. Napoca. Haideți că aici este ușor. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. Mulțumesc. Turis este Turnu Măgurele. Iar Egesus este Tulcea. Deci observați că toate aceste orașe cu aceste denumiri latinești și-au continuat activitatea până în prezent. Unele chiar au păstrat, gen Cluj-Napoca sau Drobeta, Turnu Severin, și-au păstrat în nume, în titulatură, această denumire latinească. Bun.
Ei, vine evul mediu, nu o să stăm noi să le luăm chiar pe toate pe rând, dar ce trebuie să știți foarte bine pentru perioada evului mediu copilaș, că în această perioadă orașele s-au dezvoltat în principal datorită comerțului. Deci evul mediu vine cu schimbul de mărfuri care face să... ca orașele să-și iau un avânt și să se dezvolte în această perioadă și bineînțeles că amintim aici aceste orașe hanseatice, nu? De pe teritoriul Belgiei și al Germaniei, tot așa orașe de la Marea Mediterană, vedeți Milano, Veneția, da? Dubrovnik, orașe despre care ați auzit cu siguranță. Bineînțeles că vorbim și de marile orașe din Europa Centrală, cum ar fi Paris, Cracovia, Praga, Viena, Budapesta, iar de la noi din țară Sighișoara, Brașov, Sibiul, Târgoviște, Iași și așa mai departe. Nu sunt toate punctate aici, cu siguranță, deci multe au rămas pe din afară, dar cu siguranță despre multe dintre ele ați auzit. Deci foarte important este să rețineți că în perioada evului mediu orașele s-au dezvoltat pe baza comerțului și de obicei acestea s-au întemeiat la intersecția unor drumuri comerciale. Apoi apar orașele moderne, da? Vine pe, perioada modernă, când deja vorbim de acest proces de urbanizare care deja este mult mai prezent, ceea ce a impulsionat de fapt și dezvoltarea orașelor este de fapt revoluția industrială, da? Apariția mașinilor, includerea lor în industrie, care treptat a înlocuit munca omului. Au apărut și orașele porturi în această perioadă, totodată dezvoltându-se foarte mult și industria. Da? Și aici observăm Rotterdamul, care în prezent, dacă bine o țin minte, este pe locul 2 în lume, da? După Singapore, la traficul de mărfuri, Odessa din Ucraina, care se află la Marea Neagră, care îl mai recunoașteți ca și porturi. Reșița și Hunedoara sunt doar orașe industriale, nu vorbim de porturi în cazul acesta. În perioada socialistă, în perioada contemporană, să zicem așa, au apărut în principal, după al doilea război mondial, au apărut foarte multe orașe, tocmai datorită industriei care a luat un avânt foarte, foarte puternic. În această imagine, este o imagine satelitară, aș dori să localizăm puțin metropolele și megalopolisurile. Nu știu dacă aveți acești termeni de metropolă și megalopolis, aș vrea să ne oprim puțin la aceste orașe mari și foarte mari care poartă această denumire și să vedem unde sunt localizate acestea. Știe cineva ce se înțelege prin termenul de metropolă? Metropolă? Chiar și Bucureștiul este o metropolă? Adică un oraș mare. Un oraș mare, foarte bine, dar ca să avem așa o imagine concretă despre cât este de mare, noi spunem că metropolele sunt orașele peste 1 milion de locuitori. Da? Deci toate orașele cu peste 1 milion de locuitori intră în această categorie de metropolă. Dar megalopolisuri, și dacă despărțim și analizăm cuvântul mega, înseamnă mare, și polis înseamnă oraș. Și atunci, dacă traducem termenul megalopolisuri sau megalopolis, înseamnă că este un areal, da? Este, cum avem aici de exemplu, este o zonă ce concentrează mai multe orașe mari, care pot fi chiar și pot fi metropole toate, și sunt foarte apropiate unele de celelalte. Deci,
Când vorbim de megalopolis, vorbim de un areal, de o zonă foarte bine urbanizată, cu un număr de orașe mari situate apropiate între ele. Și aici vorbim în zona Marii Britanii, de Glasgow, Edinburgh, da? Apoi în partea centrală a Marii Britanii, de West Midlands, în partea sudică, bineînțeles, că vorbim de zona Londrei, da? Observați cât de bine este locuită, apoi zona Parisului, da? Care intră în acest areal. În zona Olandei, vorbim de Randstad, Holland, adică intră cele trei mari orașe din zonă, Amsterdam, Rotterdam și Haga. În zona Germaniei avem megalopolisul Rhin-Ruhr, da? Unde avem mai multe orașe situate pe Valea Rhinului și mai putem vorbi de aglomerația urbană a Berlinului. Acestea sunt concentrațiile urbane din Europa de vest. Dar, pe teritoriul Europei s-a identificat un mare megalopolis care pornește, ia uitați toată banda asta albastră, care pornește din Marea Britanie și ajunge până în zona Italiei la Marea Mediterană. Se numește Blue Banana. Da? Deci acest megalopolis se numește Blue Banana și cuprinde, aveți aici prezentate sau cel puțin, am trecut câteva orașe mai mari pe care să le rețineți, cum ar fi Bruxelles, Amsterdam, Köln, Frankfurt, Leeds, Londra, Torino, Milano, Zurich. Deci toate aceste, și nu numai, toate aceste zone care sunt marcate cu această bandă albastră, formează acest megalopolis din Europa numit Blue Banana. Apropo, toată această zonă hașurată concentrează în jur de 90.000 de locuitori. Un alt aspect pe care am vrut să-l mai clarificăm și apoi să trecem, să identificăm, să facem și o aplicație practică, bineînțeles că la geografie astea contează foarte mult, teoria ca și teorie, dar identificarea pe hartă este foarte importantă. Înainte să identificăm câteva orașe importante din Europa, am făcut și o mică clasificare a orașelor după o serie de criterii. Și bineînțeles că un criteriu ar fi poziția geografică. Adică avem orașe situate pe litoral, care vrând nevrând, de obicei acestea s-au dezvoltat ca și porturi. Da? Londra, Sankt Petersburg, Rotterdam, Odessa, Istanbul, Barcelona și aici este și Arhangelsk. De ce vi-l numesc? Pentru că nu apare aici, dar o să vă apară la Kahoot, parcă. Arhangelsk. Apoi, orașe situate în interiorul continentului, tot așa, orașe mari, Paris, Viena, Berlin, Moscova, Kiev, București și așa mai departe. După mărimea demografică, adică după populație, am ținut să vă precizez că cel mai mare oraș din Europa este Moscova, depășește 12 milioane de locuitori, dar să știți că pe viitor Istanbul vine destul de aproape, are peste 10 milioane de locuitori și previziunile ar fi că Istanbulul ar depăși la un moment dat Moscova, pentru că vorbim de Istanbul ca de o zonă, ați văzut, cu un spor natural pozitiv, bineînțeles. Și ce mai știm de Istanbul? Că este situat pe două continente. Sigur că da, Europa și Asia. După funcția urbană, ce înseamnă funcție urbană? Adică ce activitate predominantă se desfășoară în orașul respectiv? Repet, nu trebuie să rețineți voi aceste clasificări. Avem așa orașe cu funcție comercială, adică comerțul a stat la baza dezvoltării acestor orașe și în prezent acestea dezvoltă
o funcție comercială. Observați aici Veneția, Lyon, Cracovia, Odessa, inclusiv Arhangelsk. Apoi, orașe cu funcție industrială, unde industria este foarte bine dezvoltată, Donetsk, Torino, Brașov, Manchester, Birmingham. Orașe cu funcție culturală. Ce înseamnă funcție culturală? În aceste orașe au loc diverse festivaluri, diverse concerte, divers festival de film, au o activitate culturală foarte intensă și când dăm exemplu și dați dreptate, da, vorbim de Viena, vorbim de Florența, Cannes, nu, festivalul de film de la Cannes, Cambridge, Oxford și așa, San Remo, da, și aici avem un festival. Apoi orașe cu funcții de servicii. De fapt, funcțiile de servicii înseamnă stațiunile balneoclimaterice, cum vorbim de băile Herculane, Vichy sau băile Felix, care sunt lângă Oradea de la noi din țară. Orașe cu funcție financiară, unde acest domeniu financiar are un rol foarte important, vedeți Londra, Paris, Zurich. Și funcția portuară, bineînțeles, începem cu Rotterdam, Hamburg, Liverpool, Constanța și așa mai departe. Există și o astfel de clasificare a orașelor după funcție urbană. Ei, și acum v-aș ruga să, nu știu, ați primit niște link-uri? Voi ați primit? Ca puteți să intrați pe, pe Cetera, să identificăm câteva orașe ale Europei. Sau vă trimit eu link-ul din nou. Aveți link-ul sau vi-l retrimit? Eu nu l-am. Bun, nu-i nimic. Nu-i nimic, o să-l copiez. Stai că s-a deschis, de fapt. Numai puțin. Să vă copiez, dar nu știu de ce. Îl lasă să deschidă și vi-l copiez aici. Imediat. V-a intrat acum. Da. Bun. Haideți să intrăm pe link și atenție, cei care ați fost și ora trecută am identificat capitalele, da? Știți foarte bine că pe Cetera fiecare lucrează individual. Eu o să lucrez pe harta mea, după care o să o las ca să vă identificați unele orașe care vă ridică probleme. Deci putem să începem și când finalizăm, cine are nevoie de ajutor, mi-l solicită. Bine? Da? Toată lumea a intrat pe... Toată lumea a intrat pe... pe Cetera. Da? Păi, cred da? Că trebuie să fie trimis link-ul pe celălalt chat. Aici rog un pic de ajutor. Eu am trimis pe Zoom. Doar pe Zoom pot să vi-l trimit. Oare un pic de ajutor, Anca, dacă se poate? Unii l-ați primit și unii nu? Sau cum e? L-am primit, dar nu putem să-l accesăm. Uh-huh. Numai puțin să vedem dacă ne aude Anca. Cred că din nou a apărut aici un link tot pe... Anca zice că l-ați primit. Verificați puțin chat-ul.
Dar trebuie pe cealaltă accent. No? Da. Scuze, Maria, scuze, ci că pe celălalt chat trebuia. Îmi cer scuze, Maria. Se rezolvă. Deci nu merge. Haide, până dacă nu merge, intru din nou pe link, începem și îl facem împreună. În regulă? În regulă, ca să nu mai pierdem timpul și vedeți dacă se poate, dacă nu îl facem împreună. Să fiți atenți și eventual vă rămâne încet și îl faceți mai târziu. De exemplu, Belfast. Mă ajută cineva? În ce parte este? Ați auzit de orașul Belfast? În zona Irlanda, dar în Irlanda de Nord. Varșovia, știți, este capitala? M-auziți? Da. Varșovia este capitala cui? Poloniei, da? Budapesta, capitala Ungariei. Hamburg este un oraș port în Germania. Milano, da, un oraș comercial mare în Italia. Napoli se află tot în Italia, la sud de Roma. Glasgow se află în Marea Britanie, da. München, da. Germania, mulțumesc. Sarajevo, da. Amsterdam, port și el, da, Belgia. Scuze, Olanda. Sofia este în Bulgaria. Belgrad este în Serbia. Salonicul, unde este Salonic? Ia uitați, vă indic aici ce stat este. Poate n-ați auzit de el. Este în Grecia, cel mai mare oraș din Grecia este Atena, după care este Salonicul, să știți, este destul de mare, are în jur de 2 milioane de locuitori. Oslo, mergem în peninsula Scandinavă, da, în Norvegia, Lisabona, direct în Portugalia, Dublin, da, mergem în Irlanda, Helsinki, mergem în Finlanda, Istanbulul, observați Istanbulul copilaș și locația lui care este între Europa și Asia, exact pe strâmtoarea Bosfor. Barcelona, da, în Spania, Roma în Italia, bun. Madrid, Spania, mulțumesc, București, România, Zurich, Germania. Germania. De fapt, Elveția. Da. Atena. Grecia. Birmingham. Marea Britanie. Stockholm. Suedia. Berlin. Aici mergem în Germania. Londra. Marea Britanie. Da. Berna, din nou în Elveția. Copenhaga, Danemarca. Frankfurt. Germania. Praga. Cehia. Kiev. Ucraina. Bun. Viena. Austria. Bruxelles. Belgia. Da. Minsk, Ucraina. Marsilia este un oraș în sud-estul Franței. Parisul, bineînțeles, Franța. Și Lyon, tot în Franța.
și am finalizat 100%, da? Deci, observați, acestea sunt orașele mai mari din Europa. Ideea este că multe, bineînțeles că s-au suprapus, multe orașe s-au suprapus peste capitale, dar ați văzut că au apărut și alte orașe importante pe care le-am identificat. Bun, sper să vă descurcați și să reușiți să exersați și voi această aplicație interesantă. Mie îmi place pentru că fiecare lucrează în timpul lui și nu trebuie să ne grăbim. Unul lucrează mai încet, altul mai repede și foarte bine. Hei, acum aș vrea să recapitulăm puțin ceea ce am făcut. O să facem un Kahoot. Aici nu vă trebuie link-ul, că o să vă dau codul, o să vă generez codul, da? Și să încercăm să ne reamintim unele aspecte pe care le-am discutat astăzi. Orașele Europei, nu sunt numai 10 întrebări. O să vă generez codul, să vă pregătiți. Și când sunteți gata, se generează. Deci codul 219-1531. Da, haideți, haideți, curaj! Da. Așa da. Da, și eu. Sigur că da. Sigur. Da, așteptăm. Da, haideți. Deci codul este cel afișat pe ecran, da? 219-1531. De ce vă cer puțin să vă grăbiți? Pentru că la final aș vrea să vă rog să lăsați niște impresii despre cum s-au desfășurat orele de geografie. Mi-ar fi mie de mare ajutor să primesc un feedback de la voi, să vedem ce a fost în regulă, ce nu a fost. Da, haideți, haideți, mai așteptăm. Mai sunteți care vă conectați? Sau putem începe? Bun, dacă nu-mi spuneți nimic, o să începem, da? Atenție, începem! Ok. Bun, orașele Europei și să înceapă întrebările. Capitala Croației este? Tirana, Zagreb, Sarajevo, Belgrad. Capitala Croației. Ia să vedem cum v-ați trei. Era o mică capcană, Zagreb, bineînțeles. Foarte bine, cei care ați răspuns corect. Luteția este vechea denumire dată pentru. Atenție, Luteția. Roma a fost Roma, Londra a fost Londinium și care credeți că este vechea denumire? Sigur, răspuns corect, dar o persoană, Parisul, se numea Luteția în perioada Imperiului Roman. Așa, următoarea întrebare. Populația urbană a Europei deține circa 40%. Adevărat sau fals?
Ia să vedem. Bineînțeles că era fals, va apărea informația. 75% este populația urbană a Europei. Vindobona este vechea denumire a orașului. Tot cu V începe. Atenție, faceți legătura între Vindobona și... Da, v-a prins între Viena, sigur că da. Asta era o șmecherie ca să rețineți voi, să rețineți voi denumirea la Viena. Salonic este oraș în. În ce țară este Salonic? Polonia, Ucraina, Belarus sau Grecia? Salonicul, vă spuneam că este următor oraș din Grecia după Atena, sigur că da, oraș din Grecia. Asta dacă știți voi așa din cultură, adică dacă ați auzit cel puțin la televizor, posibil, unde se ține festivalul de film, Milano, Cannes, Bruxelles sau Atena? Ia să vedem aici. Cine privește la tele? Cannes, sigur că da, festivalul de film de la Cannes. Următoarea întrebare. Orașul luminilor. Orașul luminilor. Moscova, Berlin, Paris, Viena. Orașul romanticilor se mai numește. Orașul luminilor. Paris, sigur că da, Paris. Surprinzător de bine, 7 răspunsuri corecte. Și ce apreciez? Această informație nu v-am dat-o, deci recunosc, a fost așa, să vedem cine mai deschide urechile și la alte informații. Bun, mergem mai departe. Oraș cu funcție portuară, adică port. Care oraș este port? Berlin. A, aici ai greșit. Varșovia, Rotterdam sau București? O literă, da. Greșeală de scriere. Berlin, Varșovia, bineînțeles că Rotterdamul, care este și pe locul 2 în lume. Până acum Daria văd că este pe primul loc. Mai avem două întrebări. Populația Europei este de aproximativ 600, 800, 700 sau 500 milioane locuitori. Șapte, 800. Care credeți? Bineînțeles, 700 milioane de locuitori. Foarte bine, ați fost atenți la acest aspect. Și ultima întrebare, Istanbul. Istanbul are ieșire la Marea Egee, este situat pe două continente, are sub 5 milioane locuitori sau este capitala Turciei. Care este răspunsul corect? Aici, da, răspunsul corect, situat pe două continente și să vedem o mică ierarhie, cine, cum v-ați clasat. Așa, deci Doina, felicitări, ești pe primul loc. Imediat după tine vine Daria și apoi Anastasia. Bravo, bravo, fetelor!